Și cu cine va guverna PSD? Cu cei care vor să-și asume programul de guvernare al PSD. Nu se poate altfel. Cu cei care au rezultate, cu cei care vor avea, cu cei care vor avea rezultate. Cu oricine, repet, oricine își asumă câteva, să spunem, principale idei ale programului de guvernare al PSD, PSD poate face alianțe. Am demonstrat de-a lungul timpului că PSD este un partener foarte serios atunci când, să spunem, strânge mâna cu cineva pe proiecte bune pentru români. Sper să facă pragul electoral pro-România, că în momentul de față sunt la limită și atunci îți pui problema de ce fel de alianță vei putea face. Sigur, ne-am dorit noi să avem 50%, ca să facem singur un guvern, să putem demonstra românilor că PSD este singura forță politică asta din România. Asta înseamnă să-i luați și pe cei de la USR? Dacă facem singur 50%, nu avem nevoie decât de încrederea românilor. Nu s-a pus vreodată, ce puțin până în momentul de față, promova unei alianțe în mod concret cu cineva.